Colegii dumneavoastră urmează să fie vaccinați? Cât sunt pe listă? Da, am programat un număr de 32 de colegi, număr în limita numărului de locuri disponibile. Îi am programat în grupe de câte 5, să nu supraaglomerăm spitalul. Urmează să vină și ceilalți. Eu n-aș fi vrut să fiu prima, dar am fost prima care m-am vaccinat. A fost o înțepătură pe care nici n-am simțit-o. Și m-am vaccinat să limităm răspândirea acestui virus SARS-CoV-2. Și recomand tuturor să se vaccineze și în primul rând personalului medico-sanitar, care este în prima linie și care văd că nu este prea convins. Colegii dumneavoastră sunt convinși, mai ales că ei chiar intră. Cei care vin astăzi, da, mai avem programări pentru datele de 2, 4 și 5 și o să mai vină și alții. Poate că văzând că noi ne vaccinăm, contează foarte mult și pentru ceilalți. Aveți vreun refuz până acum sau, nu știu, o solicitare de amânare? Da, am câteva solicitări de amânare. Câțiva și-au administrat în luna decembrie vaccinul antigripal și nu se încadrează. Și alții au fost influențați, așteaptă să vadă ce se întâmplă. Bine, mulțumim frumos!